cât timp suntem în slujba lui Dumnezeu și cât timp în slujba celui rău. E bine, Dumnezeu drăguțul care este lângă noi și asupra noastră, dar e important să avem tăria, puterea să-și ne ridicăm. Și ați văzut cât de repede, când avem o încercare, câte căpire este asupra noastră. Te întâlnești cu un prieten, cu o rudă, cu un vecin și ai dorit să pleci cu capul pe umărul lui, să spui din viața ta, din necazurile tale. Cu foarte ușurință și bucurie, suntem tentați de fiecare dată să spunem cei mai frumoși din viața noastră. Că suntem tare buni. De cei mai buni. Și foarte important. Și foarte pregătiți intelectual. Și avem spor, și avem bani, și avem de bani. Dumnezeu întârzie, dar nu uită. Vom da răspuns pentru fiecare clipă și păcat din viața noastră. Vine timpul și momentul când suntem atât de încercați și îți spui așa în mintea ta, Doamne, ce minte slabă am avut în viața mea. Dacă aș fi avut mintea de astăzi, atunci, sau în tinerețea mea, cât de mult l-am prigonit pe Dumnezeu și Măicuța Domnului care este lumina ochilor noștri, noi o putem supăra ca câtă trecere are o gospodină, o bună creștină în fața Măicuții Domnului. Nicăieri nu veți vedea pe pământ până la mormânt pe Măicuța Domnului într-o icoană sau într-o pictură cu capul descoperit. Mama e primul cuvânt care vorbește copil. Ei, cu atât mai mult, câte nevoie avem de lumina ochilor noștri, Măicuța Domnului, care ați văzut că când ești sub povara unei greutăți, doar atât ați spui, Măicuța Domnului, ajută-mă, te rog, salvează-mă. Copilul meu rău chinuiește, familia mea și tot ce există, încercări care sunt asupra noastră. Și Măicuța Domnului își face prezența și zi-noapte stă în genunchi cu lacrimi rugându-se către Fiul Său pentru noi păcătoși. Să ne mai rapi Dumnezeu, să ne mai lase Dumnezeu, să ne mai dea regasă pocăință. Dar ce credeți, frații voastre, că vom scăpa de a da răspuns de tot ceea ce am greșit în viața noastră? E bine să propovădim, dar și să facem ceea ce propovădim, dar și să împlinim totodată cei care ascultăm propovăduirea. Spunea un Sfânt Părinte, un Cuvios Părinte, că va veni timpul când vei alerga sute de kilometri, să găsești un duhovnic bun. Să-ți poți mărturisi păcate. N-ai să găsești unul la mie, la sută. Că să-ți pare că vezi un înger pe pământ. Așa timpul vor veni. Cât aveți timp, nu vă uitați la chipul duhovnic care trebuie de-a. Uite la harul lui primit de la Dumnezeu. Și dacă te folosești și te formează frumos, nu-l schimba, că vei greși tratamentul. Umblând din doctor în doctor, ați văzut că leancul este caduc. Ce n-ar da omul pe fața pământului să mai trăiască câțiva ani? Când auzi că spune doctorul, ai cancer. Ce faci tu în clipa aceea? Ești pregătit să te apropie, să te duci? S-ai pus întrebarea, bine am, viața mea e mâna lui Dumnezeu, plec azi, mâine. Este un an, doi, trei, dar parcă, Doamne, aș vrea să mai stau, să mă bucur ce am realizat, să mă bucur de copilașii mei. Și, cum o spun eu deseori, ajută-mă, Doamne,
să-mi ajute pe oameni să pot să și mulțumesc ce mi-ai dat. Că tare puțin din viața noastră îi dărim lui Dumnezeu. Și nu știu câți dintre noi îți mulțumim, Doamne, pentru darul revărsat asupra mea, adică mă refer la viață. La viața care mi-ai dărit-o, care este un dar divin de la Dumnezeu. Mintea noastră se duce în altă parte. Să fim bine noi. Să fie bine copiii noștri. Să nu ne mai gândim că călătoria se termină, că popasul e scurt și că trebuie să ne mergem undeva acolo. Vrei, nu vrei, trebuie să guști din paharul, amar. Și atunci, ce-i spui lui Dumnezeu? Cât ai prețit timpul, Dumnezeu te-a lăsat liber să-ți cauți de suflet. Tu, în loc să-ți cauți de suflet, căuta cealaltă parte. Te rogi tu, ne rugăm noi pentru sfârșitul creștinii vreodată? Nu. Ați văzut și la mormântare, când predică preotul despre mort, de mormântare, te faci că te uiți prin pomi încolo, te duci, vorbești cu altul, să n-auzi de moarte. Apoi nu, că l-am dus pe ăsta, dar eu am viață lungă, ăsta a fost bolnav, bătrân. Eu trebuie să mai trăiesc, eu sunt tânăr. De-o fi tânăr sau bătrân, de-o fi slugă sau stăpân, mai amar ca mort, ceasul morții nu-i. Ați văzut că mai nou, tinerii plec la cimitir foarte mulți. Foarte mulți tineri. Nu de mult am auzit, au plecat la Domnul 5 stareți. De 48 de ani, de 40 de ani, de 56 de ani, toți care au avut viața cum a avut-o, când s-au redeschis toate locurile părăsite ale mănui, muncă zi noapte, credincioși, spovedanii, stres în continuu, și-au plecat la Domnul. Nu de mult am răbat, iarăși în stare de 56 de ani din partea Olteniei. Nu vă uitați așa, vai că stână. Nu știți clipa. De aceea vă spun tot timpul, pregătiți-vă și să ne pregătim cu toți. Cum ne pregătim să avem spor, ajutor, de-are mâncări și tot ce e în familia noastră, așa să avem și gândul la judecată și la plecare. Măicuța Domnului viața mea. Și o strâng și pe mama să mijlocească la Măicuța Domnului de acolo de unde este ea. Și v-am mai spus-o, tot timpul am o candeluță aprinsă în fața tabloului mamei mele. Așa că veți da răspuns dacă nu duceți o floare pe mormânt, o candelă, să tămăiesc mormântul, să îngenuncheați, să spuneți, sunt Tatăl nostru și veți resimți. Nu v-au cerut nimic în viață. Tot v-a dat și tot v-au dat, până și copiii mi-au crescut și nepoți și nepoți. De aceea, cinstiți părinții, că veți trăi mulți ani pe pământ, fericiți și binecuvântați de Dumnezeu. Câte fericiri trebuie să aveți, frățile voastre, care aveți părinți în viață. Vedeți că de multe ori, până ajungi la duhovnic, ai vrea să-ți spui ofu. Te duci la vecinul, scoate gobinul, poți. Te duci la ruda ta, au ajuns, ferește-mă, Doamne, e prieten, că de dușmani mă păzesc eu. Și nu știi unde, Doamne, să mă duc și să apuc. Și atunci spun și eu că la duhovnicul cel iscusit veți ajunge și veți striga la Maica Domnului să vă spuneți suferința, durerea, necazul vostru. Masa de astăzi, spre bucuria noastră, că din când în când ne mai ia din cruce câțiva gospodari, unde de altfel pun mână la mână și fac că oferă masa pelerinilor în fiecare duminică, de altfel știți că de peste 33 de ani mănăstirea oferă această masă pelerinilor. Dar Măicuța Domnului mai trimite oameni cu suflet mare și
se unesc mai mult și fac masa de duminică. Fac gospodar din comuna Mogoșești, unde noi mai citez eu numele, sunt 7 familii din comuna Mogoșești, vecina noastră comună de lângă mănăstire, unde odată în an fac această faptă. Să le răsfătească Hristos și Preacurată Maică Dumnezeu tuturor gospodarilor care oferă această masă dumneavoastră, pe linii după rândeala mănăstirii noastre.